Mama Antonie stă de vorbă cu fetele, era și doamna Daniela acolo. Mama Antoniei spunea că la Capricii vin diversi terapeuți, psihologi și se pun teme în discuție. Zicea, dânsa, că este terapeut în relații și dumnea ei și totuși învață câte ceva de la fiecare emisie. Îi plac temele care se pun acolo în discuție zicea că este ca și cum cineva vine și deschide o carte, un manual și își citește de acolo. Le spunea fetelor că trebuie să fiți atente și să absorbiți ca niște bureți toate informațiile care vi se dau pentru că toate sunt spre folosul vostru. Nu este doar așa o emisie ei să aibă ce să vorbească și voi doar să vă uitați. Laura spunea că de fiecare dată a fost atentă și a interesat-o ce s-a discutat, a încercat să înțeleagă, iar mama Antonie spunea că după fiecare emisie ar trebui fiecare să se gândească la aspectele discutate și să încerce să se conecteze, să le conecteze fiecare sfat să fie conectat cu persoana lor și să nu treacă așa pe lângă ele ceea ce s-a discutat. Laura îi dătea dreptate și spunea că într-adevăr și cei de acolo își doresc ca să învețe pe concurenții niște lucruri care să le fie de folos și mama Antoniei spunea că trebuie să ai răbdare, să nu judeci situațiile impulsiv. Și că a vorbit și cu Antonia, și că a făcut niște terapii și cu ea. O terapie spunea dânsa de optimizarea gândirii, reechilibrarea ceacrelor a fost o altă terapie. Știu că o auzeam și pe Antonia, o auzeam discutând despre acest lucru și le spunea fetelor acum ceva timp că mama ei a făcut, s-a specializat în aceste terapii tocmai pentru a fi ei de folos ca să poată să o ajute pe Antonia, mama a făcut această pregătire pe care o are